Dacă polițiștii și jandarmii vor fi cu ochii în zilele de Paște pe infractori, pompierii vor fi cu ochii pe sursele de foc. În noaptea de înviere, pompierii vor fi prezenți în bisericile și mănăstirile din județ cu afluență mare de persoane pentru a elimina orice risc de izbucnire a unui incendiu și pentru ca slujbele religioase să se desfășoare în condiții de siguranță. Subunitățile de intervenție vor asigura cu forțe și mijloace specifice la Mănăstirea Brâncoveni, Mănăstirea Călui, Mănăstirea Clocociov, Catedrala Episcopală Slatina, Biserica Sfântul Nicolae Obrocari Slatina și Catedrala Adormirii Maicii Domnului Caracal. Un bărbat de 33 de ani, în timp ce conducea ieri autoturismul pe raza comunei Brebeni, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un pod din beton de pe marginea drumului, fără a suferi leziuni care necesită îngrijiri medicale. Polițiștii prezenți la fața locului au testat conducătorul auto cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,92 de miligrame alcool pur în aerul expirat. În cauză au fost întocmite acte premergătoare săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică, sprijiniți de un lucrător din cadrul Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, au depistat ieri pe raza municipiului Slatina, în dreptul târgului săptămânal, pe administratorul unei societăți comerciale cu sediul în comuna Hotac, județul Mureș, în timp ce comercializa din autoutilitară cantitatea de 4,46 metri cubi cherestea rășinoase, locul fiind neautorizat conform legislației în domeniul silvic. Societatea comercială a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 25.000 de lei, iar cheresteaua confiscată și predată în custodie reprezentanților ocolului silvic Slatina. Femeile social-democrate continuă tradiția organizării unor manifestări de solidaritate și ajutor oferit celor mai puțin favorizați de soartă. 15 familii nevoiașe din Slatina au primit daruri aseară de la doamnele din cadrul Organizației Femeilor Social-Democrate OLD cu ocazia sărbătorilor pascale, acțiunea caritabilă purtând numele Bucurii de Paște. Acțiunea caritabilă s-a desfășurat la sediul PSD OLD. Zeci de farmacii din Olt vor fi deschise și în prima și în a doua zi de Paște. La Slatina, în afara farmaciei non-stop de pe bulevardul Aicuza, mai sunt deschise 9 farmacii în cele două zile, aproape fiecare cartier având câte una disponibilă. La Balș, 3 farmacii vor fi deschise până la ora 13, la Caracal vor avea deschis 6, la Corabia 2, la Drăgănești și Scornicești câte 2 și una la Potcoava. În mediul rural, până în jurul prânzului, vor fi deschise farmaciile de la Băbiciu, Brastavățu, Bucinișu, Izvoarele, Mobilen, Osica de Sus, Sprâncenata, Chia Mare, Tufen, Vădastra, Vădăstrița, Verguleasa, Vișina și Vulturești.